fugit de adevărul. Ne-am pupat amândouă cu el. Serios? Nu. Ai, fata, că ai fost. Jur că n-am fost niciodată. Jur că eu așa am crezut pe cuvânt. Orice. Doamnelor și domnilor, acum este momentul adevărului. Tot ceea ce nu știați despre trupa Andrei veți afla acum, astăzi. Ești dispusă să dai tot? Toate secretele, toate dedesubturile, toate adevărurile, toate secretele, tot. Voi ați pus întrebările și noi vom răspunde astăzi. Stați cu noi. Am cu trupa Andrei. Nu știu ce întrebări sunt, deci voi le-ați pus și Alex l-a selectat. Chiar nu știu, adică mă vor surprinde și pe mine. Să vedeți bătaie. Despre mine eu ce să zic, am aflat din Instagram, din Insta Story, că mă fiu supusă unui vlog, am, dar eu sunt pregătită, să dăm drumul. N-am vrut să renunț la muzică. N-am. De ce să renunțăm? Nu, ne place foarte mult, deși unii au spus, dar nu mai renunți și tu, nu mai renunțăm. Nu renunțăm. Până în pântele albe, până la sfârșitul zilelor. Mai n-ai cum să renunți la ceva care îți place și vorba aia, până să ajungem noi la succesul Andrei, despre care multă lume a zis că a venit așa peste noapte, n-a venit peste noapte. Atât eu cât și Andrei am participat înainte la foarte multe festivaluri, da. Concursuri. Am fost premiate. Ce ați văzut voi, începând cu vârstele noastre fragede de 13, 14, 15 ani, de fapt. A fost exact și a fost multă muncă chiar și până în momentul ăla. După care, bineînțeles, datorită vouă, pentru că voi ne-ați vrut și voi ne-ați iubit și voi ne-ați încurajat și voi ne-ați susținut, am zis să ne ducem visul mai departe și să recunoaștem că suntem printre puținii norocoși care ajung să aibă ca și job pasiunea vieții. Da, nu? Și să rezist atâta timp. Exact, dar asta nu înseamnă că nu e vorba de muncă. N-am vrut să adopt un copil. Doamne, asta e poveste bună. Da, am și încă vreau și da. Fiona încă mă bate la cap că își dorește foarte mult să adoptăm o fetiță, ar vrea ea, dacă nu, ar pune pe mami să mai facă un copil, dar mami nu prea are cu cine să facă un copil, că vorba aia știți voi cu mine, n-am fost intenționat. N-am încercat să adopt, dar am militat pentru adopții și să se ușureze procesul, că durează foarte mult în România. N-am plăcut același bărbat. Cum îl chema? Ia zi. Da, asta n-am eu vreau să spunem, pentru că vorba aia... Ochii tăi îmi amintesc. Ferească, Mar Sfântul, nu ăla. Bă, dacă ne-am pupat amândouă cu el. Lasă că ne-am pupat amândouă cu el, dar nu. Nu, ăla. Te-ai pupat, dar nu ți-a plăcut. Nu. La mine nu, eu chiar vreau să povestesc. Eu m-am pupat, dar ți-a plăcut? Nu. La mine era pe principiu, bă, nu știam să not și știți foarte clar. Și știi că nu știu să not, am învățat de culcul acum. Așa, nu ți-ai notat, te-ai pupat. De fapt, nu, m-a luat în piscină. Eram pe față când a pupat-o. M-a luat în piscină pentru că eu nu puteam să intru altă fel în piscină, ți-amintești? Da. Și atunci fiind acolo, a fost un pupat din ăla. N-am fost geloasă pe cealaltă. M-am bucurat întotdeauna pentru succesul ei. Serios? Ai, bata, că ai fost! Jur că n-am fost niciodată, eu m-am bucurat de fiecare dată pentru că ce-ai fost pe cuvântul meu d'onoare! Dar tu de ce ai fost geloasă? Pe ce ai fost geloasă? Păi am fost geloasă atunci când eram în Andrei. Păi și care succes? Era la Mândurora. Nu, pe succes? Da! Nu, în general a zis! În general? Eram geloasă că aveai sânii mai mari. Nu mai ești geloasă, zi? Nu mai sunt geloasă. Ca să fie ok! Mi-a venit mintea la cap, dar când eram mică, eu eram mitică, la mine, eu nu aveam să ne dezvoltați, eram mai mică ca tine. Tu aveai dita, mai ce eram aici, eu mențin punctul de vedere, n-am fost, ba din contră m-am bucurat de fiecare dată, pentru fiecare lucru pe care l-a făcut, pentru toate etapele prin care a trecut în viață și care, bineînțeles, au fost benefice ei. N-am mințit la TV. Cu ce minte? Băi, eu știu să mint atât... Recunoaște, soră, am mințit odată, dar în deplinătatea facultăților mintale am făcut-o. Doar asta e, mi-asumă, pare foarte rău, dar sunt convinsă că dacă
Era să fie alte explicații, ar fi fost mult mai... ar fi fost cu niște repercursiuni urâte, da, știi? Și atunci am preferat să... Asta e. Așa. Și pare rău, regret, jur că regret. Mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut vreodată de vreun fan? Dar ne place, ne plac toți fanii. Da, doar toți că... fanii ne plac. Doar vă iubim și ne place de voi. Dar nu am reușit să ne îndrăgostim. Poate... Nu, dar nici măcar n-ați încercat ceva. Ai încercat? Mm. Nici la mine. Păi și atunci... Nu încercați. Noi n-am agățat, vă, eu l-am agățat. Nu încercați! Și dă-mi o inimă de fier, trec peste orice. N-am căutat în telefonul partenerului. Bă, m-am mâncat în fund. Da, am și când cauți, găsești. Ai. Găsești tot ce vrei și ce nu vrei găsești. Tot ce bănuiești tu. Bă, da, tu vrei, dar să și găsești ce nu bănuiești. Ce nu vrei să găsești, de fapt. Da, tu de fapt vrei, dar nu vrei, dar e așa și când afli zici, aoleu, m-am murdărit, acum ce fac? Mai bine nu căutam, dar odată ce ai căutat, nu mai ai ce să faci. Caută și vei găsi, de două ori am făcut-o odată la 22 de ani și mi-am promis că nu mai fac, după care am fost determinată, pentru că mi-a zis, da, caută, e, păi și dacă mai pot să caut, eu am găsit. Că nu mai găsești. Și dacă am găsit, păi ghiși ce? Eram un pic mai inteligentă decât credea el și așa, și am găsit. Și am găsit și ne-am despărțit. N-am făcut drag o să la telefon, SMS, internet. No. A făcut la telefon. Așa? Nu e așa? Cum e la telefon? Dar cum poți să ai orgasm la telefon, că nu înțeleg. Deci nu înțeleg. Cum vine? Cum vine că nu înțeleg? Draga mea. Nu înțeleg. De câți bani? Da. Aoleu, taci, Antonescu, taci! De câți bani? Da. S-au inventat videocall-urile. A, și te uiți. Dacă vezi ce vine, nu-ți vine dacă vezi așa. Te-am văzut, te știu. Dom'le, te știu la mine, nu să te văd doar. Îmi fie încurc la tine. Nu știu, trebuie să... Te învăț eu acasă, dar mai târziu că am treabă la noapte, te iau acasă și te învăț. N-am făcut pipi în mare. N-am. De ce? De ce n-am e făcut? E așa bine și se face cald. Da, n-am făcut că na, vorba aia, nu s-au desfințat toaletele publice, nu, eu cu astea, cu riscurile, cu așa nu prea să... Mie îmi plac chestiile mai clasice din punctul ăsta de vedere, îmi plac regulile și dacă sunt regulile, respect. Bine că eu fac pipi în mare, dar nu fac sex la telefon. E bine. Mă, nu-i bine. Mai bine invers, dar mă rog, las așa. N-am văzut filme pentru adulți cu partenerul. Bă, aici, fără dar și poate. Eu știu că par zurlă din punctul ăsta de vedere. Pe cum o trebuie, nu are. Dacă îți zic, dar nu să mai taci telefonul. E, haideți, vă rog frumos, Nu, eu sunt o rușinoasă, n-am văzut, nu. Asta minte, mă, vă zic că a venit, credeți-mă, uitați-vă, cum? Nu m-am uitat, nu m-am uitat. Că ești fără. Te-ai sucit, zi adevărul. N-am fost la o întâlnire aranjată. Am fost la, aoleo, da, am fost. Am fost și? Păi și nu știi? Da, că ți-am aranjat eu. Am uitat, mi-e place să aranjez întâlniri. E un cupidon așa. De mișto ar fi să și iasă. Să da, după aia dacă nu iese mai bine a mea. Dar îmi place, mai, o să-ți mai aranjez. Dar chiar vrei te rog. Vrei să mai aranjez? Da. Mai caut. N-am făcut sex în mare. Nu, mi-e deranjat. Ai făcut? Ai făcut? Cu cine ai făcut? Când, cum, unde? Care mare? Cum a fost cu algele? Cum a fost cu nisipul? Sunt o mie de întrebări pe care vreau să ți le pun. Nu știi cum e pe nisipul fierbinte? Știi când am scos piesa aia liberă la mare? Stau cu tine la soare. Noi catutele. Catutele. Eram mititele, noi credeam, dar ce textul ăsta? N-are nimic, n-are nicio conotație și toată lumea credea că ne iubim. Tu crede! Eu am crezut că noi, când zic că dau acolo liber la mare, ne iubim pe nisipul fierbinte, ne iubim, așa, ne iubim! Da, luăm niște forme din alea de nisip și facem acolo eliminare. Știu că eu așa am crezut pe cuvânt. Și mai târziu n-am înțeles de ce oamenii ne priveau așa ca niște... Cum adică, voi ce faceți acolo pe nisipul fierbinte? Și eu înțeleg că nu face nimic! Eu nu fac nimic pe nisipul fierbinte! Nici n-ai făcut. Nu, și nici n-am făcut. Și lumea repetă că eu am făcut ceva pe nisipul fierbinte, dar eu n-am făcut nimic pe nisipul fierbinte. Ar trebui să învățați și pe Andreea Bălan, 36 de ani, ce ați putea face pe nisipul fierbinte, ce dragii mei. Te ustură! Cum să stai pe nisipul fierbinte? Îți intră în toate cele. Nu poți să faci pe nisipul, nu înțeleg.
înțeleg. Doamne, câte scenarii poți prezenta în momentul ăsta, da. Și dă-mi o inimă de fier, trec peste orice. N-am fost pe plajă de nudiști. Am fost asta vara, anul trecut în vara, în Vama Veche, m-a dus fratele meu cu deci m-a dus Răzvan, când am ajuns prima oară în Vama, mi-a zis soro, trebuie să duc la plaja de nudiști. Băi, și m-am dus la plaja de nudiști, așa eram la un moment dat. Da, deci am fost, nu mi-a plăcut, nu m-am regăsit, nu m-aș întoarce, dar erau în Vama Veche. Dacă erau tineri. Erau și tinerei, dar mi s-a părea așa puțin, adică să iai pe toți expuși acolo în fața ta, care mai... Trebuie să work for it. Am avut o știință foto acum 20 de ani. Nu cred. Atât, așa. În rest n-a fost. Nu mă, ea nu știe cum e principul fierbinte, dar cu 20 de ani făcea ședință foto la nudiști. 20 okay. de ani m-a adus fotograful, am avut pentru ce revista fotograf? Super. Ce foto? Pe cu copertă. Serios, da, știu copertă. Și m-a adus acolo la nudiști. Și toți erau goi, numai eu mă schimbam în spatele unui paravan. Și fotograful zice, nebună, schimbă-te aici, trebuia să-mi pun schimb costumele. Bă, eu nu eram pudică. Am și mic. Am rămas la fel oricum. M-am sau nu m-am bătut vreodată cu colega? Acum meditat sau acum premeditat sau nepremeditat? Nepremeditat din cauza sincroanelor făcute de Andreea Bălan. Mi-am mai dat microfon în cap, codițe peste ceapă. Tu vorbești serios? Hai de recunoaște, am avut un fan dement care a venit și mi-a dat foc la ușa de la intrare, la garaj, da. M-a amenințat, a intrat peste mine cu un cuțit în casă și n-aveam cum să nu mă încerc cu el, adică mi-a spus eu nebună. Și s-a ajuns rău sau? S-a ajuns la poliție și a fost până la urmă arestat. Da, a fost problemă foarte serioasă. Iar eu când am zis am dat microfonul în cap unui domnul care era frate cu Bahut și... Era beat și venea, mă trăgea de picior, dar eram împreună. Dar ei mai dat și unul cu piciorul în cap, dacă tot eram împreună. Păi tu ăla. Păi mă trăgea de picioare la concert. Unde și era? La ruse, cred. Da, la ruse, mi-am minte și acum. Dar își trăgea de picioarele mele și fac un microfon, nu s-a potolit. Fac un picior, nu s-a potolit. Da, mi-am minte că a rămas șocat atunci un pic, pentru că, bă, fraților, chiar am văzut-o pe Andreea din dreapta dându-i omului un picior în cap. Ori el, știți cum e? Într-un război. Ori el, adică trebuie să câștigi, adică ori cădeam eu jos cu roțile în sus, pentru că mă trăgea de picioare, ori el, atunci am luat decizia el. Da. Dragilor, sperăm să nu vă fi schimbat părerea despre noi, dar noi am fost sincere cu voi. Ne-am gândit că adevărul scuză. Să ne inviți în continuare, cum ați făcut-o și până acum. Și mulțumim tuturor pentru mesajele frumoase. Dragii mei, vă rog din suflet, încetați cu acel gen de poze / filmulețe, pentru că nu știu de ce am impresia. Normal, în serie, acestui blog al tău s-ar putea să primești și mai multe poze în toate detaliile și în toată splendoarea, dacă mă întrebați. Păi vrei să zic pe cea mai aici, cea mai dură? Vrei să arăt? Da, ți se pun coarne și tot. Mi se pun flori. Deci eu inspir și mie mi se pun flori în păr, steluțe, schipici. Are un fetiș cu ea. Wow! Azi mai mulți, nu e doar una. Da, și problema e că unii mai trec și la fapte și anume trimit poze în toată splendoarea lor. Serios? Mai dubios mi s-a părut unul care era la semafor jos. Și era la semafor, fii atentă. Ascultă-mă, era la semafor. Dar nici vreau să primesc. Și era volanul mare. Eram ziua în miezul zilei. Și eu aveam 250 de poze în toate etapele, de la început până la sfârșit. Mă rog, eu din suflet. Serios, primește și ceva? Da, vrei să-l arăt? Nu. Serios? Da, dar da. Să mai trimiteți. Să sper să stau, mamă, și vorbim să ne vedem în continuare ca și până acum. Dați subscribe la mine, Acilișa. Și la mine, Acilișa. Acilișa. Mai puneți-i floricel, că le prefer. Așa, eu vreau floricele, să nu-mi trimiteți altceva, vă rog, din suflet, trimiteți-mi doar floricele și steluțe și curcubele. Și unicorni. Eu sunt, da, unicorni. Da. Ne faci pe cumări. Pa.